Să vedem ce se mai întâmplă și la noapte și mâine peste zi la noi în țară. Apar și câțiva nori astăzi. E posibil să picure trecător în sudul extrem, în sud-est, dar și prin Moldova. Iar în Carpații Oriental se anunță la Poviță sau Fulguiel trecătoare. Vântul are unele porniri în zona Banatului și a Olteniei, iar pe seară se va intensifica și prin ținuturile estice. Presiunea atmosferică va crește, iar maximele termice vor fi de la 2-3 grade în depresiuni la 12 grade prin sudul țării. Până la ora 10 este cod galben de ceață densă pentru județele Cluj, Bihor, Arad și Timiș, iar până la ora 11 sunt avertizate și județele Brașov, Sibiu și Harghita. Vizibilitatea este mult scăzută. Este în vigoare și o avertizare cod galben de vânt intens pentru județul Mehedinți până la ora 10. Rafalele de vânt ating viteze de 55-65 de km pe oră. Peste noapte, în centrul și prin estul țării, se mai adună norii și vor aduce puțină lapoviță în zona Moldovei și câțiva strop de ploaie prin sud-est. Vor fi și condiții de polei. În rest avem cer mai mult senin, un vânt mai insistent în ținuturile estice și ceață în zonele joase. Temperaturile în creștere față de noaptea trecută vor pleca de la minus 6 grade în depresiuni și vor ajunge la 4 grade la malul mării. Ziua de mâine ne aduce vreme frumoasă, temperaturile scad ușor, dar tot va fi mai cald decât în mod obișnuit la această dată. Vântul rămâne activ în regiunile estice, mâine noapte mai apar norii de joasă altitudine, iar prin vest, prin centru și nord-vest așteptăm burniță sau chiar fulguieli. Până atunci avem o amiază destul de însorită, cu maxime de la 0 grade în depresiuni la 9 grade prin sudul țării. Cam atât pentru moment, mai târziu vă spun cum va arăta vremea în București.